Manifestările culturale-religioase prilejuite de hramul Catedralei Episcopale din Drobeta, Turnul Severin, au început încă de ieri. Programul liturgic special a fost deschis de aducerea spre închinare a moaștelor sfinților mucenici Serghie și Vah de la Catedrala Mitropolitană din Craiova și a moaștelor sfinte mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Moaștele sfinților mucenici Serghie și Vah de la Catedrala Mitropolitană din Craiova și racla cu un fragment din moaștele sfintei mironosițe Maria Magdalena de la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca au fost întâmpinate la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnul Severin, de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei și de preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului. După ce au săvârșit o slujbă de tedeum și vecernia unită cu litia, cei doi ierarhi au așezat spre închinare raclele în interiorul sfântului locaș. În acest an trăim o bucurie deosebită. După cum observați, de la Alexandria, acolo unde a luat ființă o mănăstire frumoasă, mănăstirea Pantocrator, mănăstire unde se află o parte din moaștele sfintei Maria Magdalena, au fost aduse aici. Aceasta datorită bunăvoinței preasfințitului episcop Galaction, dar și binecuvântării preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, de la Craiova a venit părintele eclesiar Vladimir cu moaștele sfinților mucenici Serghie și Vah, doi sfinți mucenici care vin la sărbătoarea unui mucenic. Am auzit oparele sfinților cu moaște aici, al Sfintei Maria Magdalena și al tocmai cu apostolii și proparul Sfinților Serghie și Vah. Prin bunăvoința înaltă Sfințitului Părinte Mitropolit Irineu, în catedrala noastră avem o părticică din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici, pe care îl sărbătorim întotdeauna în ziua de 3 mai. Și aceste moaște sunt aici, împreună cu cele amintite și pe care dumneavoastră le aveți aici. Cu multă bucurie l-am însoțit pe preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, pentru a lua parte la sărbătoarea Catedralei Episcopale din Severin, invitat fiind de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehai. Este o sărbătoare frumoasă aici la Severin, mulțime de credincioși au întâmpinat racla Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, ce se află în mănăstirea noastră, mănăstirea Pantocrator, bucurându-se cu toții de venirea Sfintei aici în orașul dânșilor. Piatra de temelie a Catedralei Episcopale din Drobeta, Turnul Severin, a fost pusă în aprilie 1994 de înalt preasfințitul părinte Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei.